Bună seara și mulțumim frumos că ați venit. Eu sunt Alexandru Solomon, sunt președintele Asociației One World România, care organizează festivalul cu același nume, Festivalul de Film Documentar și Drepturile Omului, care va avea loc între 5 și 14 aprilie. Și în pregătirea festivalului, împreună cu Grupul pentru Dialog Social, ne-am gândit să organizăm această dezbatere dilematică despre eu cu cine votez sau de la societate civilă în politică și înapoi, întrucât și tema festivalului de anul acesta este alege, cu semn exclamării, deci evident că ne-am pus și noi această problemă la care nu vom răspunde, adică nu vă așteptați să spunem cu cine să votați și în niciun caz, dar mă bucur foarte tare. Mă bucur foarte tare că i-am alături de mine pe câțiva oameni care au făcut acest parcurs sau încă îl mai fac, de la societate civilă spre politică și înapoi sau înainte. O să încep așa, în ordinea așezării, ca să spun. Claudiu Crăciun, politolog, purtător de cuvânt al Demos. Victoria Stoiciu a lucrat la Fundația Friedrich Ebert multă vreme și în prezent, adică din 2023, din vara 2023, este consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru. Mihai Burcea e istoric, e unul din fondatorii Miliției Spirituale, organizație legendară, revoluționară încă din anii 2002, formal, cred și formal, cred și din 2010. Și tot informal în zilele noastre, pentru că s-a desfințat formal. Ajungem și acolo, pentru că cred că și asta e parte din discuție. Florina Presadă, fost cere, da. Ani de zile, fostă senatoare din partea USR. Cere. Ce înseamnă cere? Cere înseamnă de resurse pentru participare publică. E o organizație neguvernamentală care a pus pe agenda publică participarea publică. E o organizație neguvernamentală care a pus pe agenda publică participarea publică. A avut un program de organizare comunitare care a dus la înființarea unor grupuri civice în București, grupuri de inițiativă civică. Poate ați auzit de grupul de inițiativă civică favorit, cel din prelungirea Ghencea, la Cultei și așa mai departe. Sunt oameni care și acum au rămas cetățeni activi și mă bucur că am fost parte din povestea asta. Dar nu-i numai atât ce a făcut Florina Presadă, a fost senatoare din partea USR între 2016 și 2020. S-a retras din USR în 2021 și în prezent e director executiv la Accept România. Și nu în ultimul rând, Vlad Alexandrescu, președintele Grupului pentru Dialog Social, fost ministru al Culturii în 2015-2016 și senator din partea USR. Fost senator și de asemenea numai ești membru USR. Și cadru universitar la Universitatea din București. CV-ul domnului Alexandrescu e vast, dar acum ne interesează partea cu societatea civilă și politica. Gândul cu care am pornit ideea acestei discuții e legat de faptul că auzim în jurul nostru o grămadă de oameni care spun că n-au cine vota, că nu există alternativă, că spectrul politic românesc e foarte sărac și că oamenii nu se simt reprezentați, că mai ales la stânga e destul de gol și la dreapta, în fine, sunt probleme. Și vreau să întreb pe doamnele și pe domnii aici de față, în primul rând, în ce context au intrat în politică, în diverse forme și poate desenează un pic și tablou acestor ani, 2010, 2016, 2018, când lucrurile erau diferite și în societatea civilă și în, mă rog, așteptările noastre de a putea influența politica. Florina? Da, mulțumesc mult. Cred că ideea implicării în politică pentru mine a venit în 2012. Nu știu câtă lume își mai amintește de protestele de atunci. Cred că a fost prima dată când, ca cetățean, am simțit o povară din cauza faptului că nu mai știam cum să votez, ce să votez. Lucram pe vremea aceea la Centrul de Resurse pentru Participare Publică CERE,
și împreună cu alți cetățeni interacționam frecvent cu autoritățile publice, cu decidenții politici, pentru a le spune că trebuie să se consulte cu cetățenii atunci când iau o decizie publică care afectează diverse grupuri de oameni. Și acela a fost momentul în care mi-am dat seama că, sigur, noi formăm grupuri civice, spirit civic, milităm pentru cetățenia activă, dar s-ar putea să ne lovim de un obstacol, și anume oamenii politici, cei care trebuiau să ia acele decizii publice, cei care trebuiau să aibă inițiativa consultării și așa mai departe, pentru că dincolo de cadrul legislativ, de lucrurile astea ca să se întâmple, depind și de cei care ocupă acele funcții publice. Și mi-amintesc cum în piața universității erau diverse bannere pe care erau înșirate toate partidele politice de la acea vreme cu aceeași mizerie. Și ăla a fost momentul în care mi-am încolțit ideea partidelor cu 3 membri și am demarat o campanie pentru a schimba legea partidelor politice și legile electorale, comune de oameni și organizații. Unii dintre acești oameni sunt aici. Claudiu Crăciun a fost parte din această campanie, Politică fără bariere. Da, campania Politică fără bariere, Miliția Spirituală a fost implicată în această campanie. Au fost câteva organizații și, cum spuneam, au fost câțiva oameni care am crezut că putem aduce oameni noi în politică, oameni care să ne împărtășească valorile și pe care noi să-i putem vota. Nu m-am gândit la acel moment că voi face eu pasul către politică. Mă uitam în jurul meu și vedeam o groază de oameni cu care îmi plăcea să lucrez, cetățeni, și mă gândeam că ei vor face lucrul acesta. Unii au făcut-o, alții nu. Dar schimbarea s-a petrecut oricum pe parcursul câtorva ani, după momentul 2012, campania fără politică fără bariere a devenit vizibilă odată cu alegerile prezidențiale din 2014. Iar schimbarea s-a produs în 2015, iar la alegerile din 2016 s-a putut candida conform unor reguli electorale noi. Cam asta este povestea. Trebuie să mai menționez că până în 2016 au mai avut loc niște proteste de amploare care sunt marcante pentru istoria civismului românesc. Mă gândesc la Roșia Montană, o temă de actualitate, și multe altele. Și au urmat și după 2016 protestele din 2017 împotriva ordonanței 13 și așa. August, 10 august 2018 și așa mai departe. Suntem aici, 2024. Haideți să vedem ce alegem, nu? Claudiu Crăciun și Mihai Burcea au fost și sunt implicați încă în această mișcare care s-a format întâi pe platforma Demos și aș vrea să văd din punctul vostru de vedere ca fondatori ai unei noi mișcări, partid, care au fost gândurile atunci și ce v-ați propus și de ce v-ați lovit. Pentru că e situația diferită, nu Florin Apețadă și Vlad Alexandrescu au intrat într-un partid existent, care sigur că și el se transforma și s-a transformat între timp, dar voi ați luat, o să zicem, de la rădăcina. Da. Și n-am nici de acum, adică încă suntem la rădăcina. Mulțumesc pentru ocazie, suntem aici oameni care au intrat și au ieșit în politică, unii poate se gândesc să intre în politică, unii se încălzesc pe margine de 8 ani și nu pentru că ar avea emoții sau rezerve, ci pentru că trebuie să realizăm un lucru. Sistemul nostru electoral nu e format doar din regulile care transformă voturile în mandate. Există o serie de reguli, proceduri înainte de, practic, de a intra în cabina de vot și a vota pentru cineva sau pentru care filtrează absolut brutal tot ce vine din zona societății sau pur și simplu cetățeni care vor să candideze. Vorbesc de sistemul de semnături. Într-adevăr, Florina a dat un exemplu foarte bun și trebuie să spunem acest lucru, dacă tot tragem linie după o perioadă lungă, a fost o decadă
de transformări și de mobilizări și de reforme reale. Faptul că noi am reușit să schimbăm legislația electorală în general și cea de partid și cea privind finanțarea, e o realizare. E o realizare importantă. Aș mai adăuga și alte victorii pe care nu le putem detalia acum, dar chiar boicotul din 2018, când am reușit, printr-o neparticipare inteligentă, să contribuim la nevalidarea acelui referendum care ne-ar fi transformat într-o țară iliberală, oricât de imprecis ar fi acest termen, dar riscul era acolo real. Deci au mai fost și alte momente în care societatea ca atare a avut un anumit succes și, pentru că ați vorbit de Roșia Montană, iarăși un eveniment fondator, deși protestele împotriva mineritului acolo durează de 20 de ani. 2013 a fost momentul în care am văzut și în stradă că solidarizarea dă rezultate și ceea ce aș putea să spun este că atunci părea că suntem doar noi împotriva tuturor, dar a existat, de exemplu în cazul Roșiei Montană, au existat oameni care n-au intrat în logica sistemului. Mă refer la cei care au la Ministerul Mediului, cel la Ministerul Culturii, care acolo, deci a fost glitch-ul din Matrix. Da? Au fost oameni care n-au putut să fie mișcați, n-au putut să fie convinși sau șantajați și fiecare, prin gesturi aparent individuale, insignifiante, au construit nu numai un caz civic, moral, au construit și un caz instituțional și juridic pentru a opri astfel de barbarii. Deci am fondat noi... E bine că am plecat de la 2012 pentru că acolo ne-am întâlnit mulți dintre noi. Și țin minte că și Nicu Șortan a început să strângă semnături cam tot atunci, fusese activist. Noi priveam așa, cel puțin eu, s-a părut ceva inedit că strânge Nicu Șortan semnături în piață. Am înțeles de ce, era nevoie de multe. Știm. Știm. Ce ne-a mânat pe noi în a face pasul acesta dinspre zona civică înspre cea politică, și i-am spus atunci că îl susțin pe Nicu Șortan. L-am susținut și în 2016, dar am scris un articol în care am spus că este pentru ultima oară. De ce? Pentru că sunt un om de stâng. Și semnalul dat era următorul. Nu e nevoie doar să avem oameni noi în politică sau organizații noi. Trebuie să avem și un pluralism politic sănătos. Și aici a existat o mare tensiune între noi, cei care vreau să spunem lucrul ăsta, că nu e de ajuns să ne luptăm cu marile partide clientelare, ci trebuie să ne luptăm de pe poziții ideologice și programatice asumate. Găsim într-adevăr un element comun, care poate să țină de respectarea drepturilor și libertăților, un liberalism foarte generic, de altfel. Și aici am avut unele probleme, pentru că de multe ori partizanii acestei lupte anti-PSD, PNL, clientelare, anticorupție și atât, nu înțelegeam această nuanță și au fost tensiuni destul de mari. Ideea noastră a fost următoarea, că trebuie să construim organizații curate de stânga, organizații curate de centru-dreapta, ecologiste, de toate tipurile. Și noi am încercat să construim acea organizație, deși în acel moment colegi de-ai noștri care fuseseră parte din platformă au preferat să meargă în USR pentru că era un proiect, să spunem, mai matur și cu șanse de succes mai mari. Noi am vrut să ne facem propriile greșeli și le-am făcut. Adică am fost de stânga, cât am putut noi sau cât am știut noi, am fost organizație curată, încă suntem, doar că în 2019-2020 acel calendar electoral de alături brutal cu 4 scruturi în 2 ani consecutiv, ne-au destructurat, pentru că există o presiune logistică, organizațională, mare, asupra unei organizații, că trebuie să strângi sute de mii de semnături. Și chiar dacă ne pricem să facem programe politice, dezbatere, să mergem în parcuri, în gări, să vorbim cu oameni, ceea ce credem noi că trebuie să fie politica. Am făcut lucrurile astea și le-am făcut bine și onest. În momentul în care trebuie să strângi sute de mii de semnături, deja e un alt tip de provocare. Și noi n-am reușit să ne organizăm pentru acel tip de provocare.
Iar momentul acela, și cu asta închei, momentul acela a fost dureros pentru noi. Nu pentru că nu am intrat prin alegeri. Da? Puteam să gestionăm asta. Pentru noi a fost dublu dureros, pentru că a apărut aurul, așa cum a apărut și a intrat în Parlament. Și pentru noi, ca oameni de stânga, care istoric fiind pregătiți să identificăm fascismul și să ne luptăm cu el, a fost și mai dureros. A fost, sentimentul de eșec a fost mare și dureros. Și cumva suntem în acea lume în care nu e vorba doar de PNL, PSD, organizații clientelare, așa cum sunt ele, le știm. Mai avem și niște fasciști pe care unii îi consideră că nu sunt fasciști, îi relativizează, dar noi vedem că sunt acolo. Și cred că de aici trebuie să plecăm cu discuția. Nu mai suntem în 2014, nu mai suntem în 2020. Suntem într-o Europa, o lume, în care fascismul s-a normalizat, inclusiv la noi în țară. Și cu asta trebuie să ne confruntăm. Aș vrea să revin la Corina Presada și la Vlad Alexandrescu, la experiențele lor de integrare într-un partid existent, sau într-un partid oricum mai pus pe picioare decât era de mult la vremea aia, și care au fost obstacolele voastre de acomodare sau neacomodare, accesul la putere. Eu vreau să fac o precizare, pentru că am vorbit despre resortul care a stat la baza campaniei politică fără bariere, dar parte din motivație era și faptul că nu ne regăseam ca valori în oferta electorală respectivă de la acel moment. Și cred că asta încă este o temă de actualitate, pentru că vedem puține partide politice, indiferent de orientare doctrinară sau ideologică, care să vorbească despre drepturile omului, care să aibă o agendă de drepturile omului, care să vină cu un program electoral care să conțină chestiuni de drepturile omului, pentru că România e deficitară. Și nu cred că tema trebuie tratată în notă electorală. Ea trebuie ținută sus în continuare, dar tratată serios și responsabil, mai ales în contextul de securitate actual. Ai România e un... Da. E la o răscruce în acest moment. Să ne întoarcem un pic la experiența directă și la ce ați putut voi face în acest partid. Care... Acum depinde. Întrebarea este ce am putut face în politică ar avea două paliere. Ce am putut face în partid ca membră de partid și ce am putut face ca senatoare, din poziția de senatoare. Viața de partid e foarte diferită de ceea ce ne imaginăm noi că ar putea fi. Eu am absolvit științe politice și oricâte cărți aș fi citit, asta nu m-a pregătit pentru experiența reală de partid. Adică primul șoc. Primul șoc a fost inclusiv acesta, că nu toți cei care eram membri USR împărtășeam aceleași valori. USR s-a creat ca un partid anticorupție pe chestiuni care țineau de integritate. În mintea mea asta trebuia să conțină, să cuprindă și respect pentru anumite chestiuni ce țin de drepturile omului. N-a fost așa. Pe agenda partidului nu era la acel moment acest subiect. În interiorul partidului, aceste, cum să spun, tensiuni s-au văzut la un moment dat. Și cred că împreună cu Vlad și cu alții am reușit să, să ducem partidul către anumite decizii, cum a fost cea a boicotului referendumului Coaliției pentru Familie. O decizie care mă bucură și acum și dacă ar trebui să fac din nou lucrul ăsta, aș face-o, evident. Chiar dacă asta ne-a atras foarte multe critici, chiar din interiorul partidului la acel moment. Vlad, ca ministru? Da. Pentru mine, experiența a fost cam diferită, în sensul că eu m-am trezit în guvernul Cioloș ministrul al culturii ca intelectual, profesor universitar, guvern zis tehnocrat, deci apolitic. Și nu era membru niciunui partid, adică cariera politică n-a avut absolut nicio semnificație pentru mine.
Și ca ministru al culturii și astăzi cred că am avut probabil agenda cea mai reformatoare în acest domeniu din România post-revoluționară. Și nu numai că am avut o agendă reformatoare, dar am avut și o echipă în jurul meu extraordinară. Dream team, cum îi spuneam eu, o echipă de vis. În momentul în care însă încercam să fac efective, să fac în așa fel încât reforma să devină efectivă prin mecanisme legale și administrație, acolo a fost marea durere. Sunt lucruri pe care le-am obținut, altele pe care nu le-am obținut. Pe care le-am obținut a fost introducerea Roșiei Montane în patrimoniul național și demararea programului pentru UNESCO, care după aceea s-a realizat. Pe cele pe care nu le-am obținut foarte serioase au fost modificarea legii teatrelor și muzeelor, modificarea cadrului legal al cinematografiei și multe alte lucruri demarate atunci. Faptul că nu le-am obținut mi-a pus această mare întrebare, a trebuit să experimentez politic, de fapt, că un ministru care nu are susținere de partid în interiorul Parlamentului, care evident antrenează și o mobilizare a administrației publice, nu poate să-și impună idei, nu poate să-și realizeze idei. Și asta a fost guvernul Cioloș, o barcă pe valurile unui parlament dominat de PSD și PNL, care la un moment dat a fost aruncată pe recifuri. În a doua parte a anului 2016 am contemplat naufragiul ăsta cu Delici și în momentul în care Nicușor Dan m-a invitat să intru în seara, am avut o discuție cu el și am spus, da, accept propunerea ta pentru că acest partid care se creează de la zero e un partid în care eu mă simt liber și mă voi simți liber. Și eu am simțit liber în USR, ca și Florina. Adică am spus și am făcut ceea ce am gândit. Și ca senator, și ca membru de partid, și ca membru conducerea partidului, odată am fost chiar vicepreședinte al USR. Și am vrut să înclinăm anumite decizii. În ziua în care nu m-am mai simțit liber, am ieșit. Și e mai grav decât asta. Mi-am dat seama, e o chestie pe care poate n-ar trebui să o spun în cadrul ăsta, dar o spun, fiindcă o experiență de viață, mi-am dat seama că, în fond, într-un partid politic, nu poți fi liber. Nu numai că nu poți fi liber, dar ești adus să faci lucruri pe care trebuie să le faci împotriva ceea ce gândești. Și, evident, ori ieși din partid, cum am făcut eu, ori taci și le faci, pentru că asta e. Noi acum suntem guvernați oameni care fac asta. Ei asta fac, asta s-o ocupă. Să facă ceea ce nu cred. Sau fac ceea ce nici măcar nu se gândesc că fac. Adică pentru vede din conștiință. Deci, concluzia mea este că există o posibilitate de a intra în politică și de a face niște lucruri pe timp scurt, dar, din păcate, experiența politică în România este a unor grupuri tribale, care funcționează pe reguli tribale sau tribaliste, nu știu cum se numește, tribale, da? Care au o logică de cu totul alt tip decât cea de care ascultă societatea civilă și de cu totul alt tip de agendă decât cea pe care ar dori societatea civilă să o impună partidelor politice. Dacă ea reușește la anumite momente să-și impună anumite puncte, este numai printr-un concurs de împrejurări și numai în anumite momente favorabil. Dar esența unui partid politic parlamentar nu are absolut nimic de a face în momentul de față în România și îmi spun asta cu mare durere, fiindcă nu este același lucru în țări europene, în alte țări europene, nu are absolut nimic de a face cu agenda publică a societății civile. Trebuie să ne dați o speranță totuși. Victoria Stoiciu. Cum se vede societatea civilă acum de la Palatul Victoria, cum se spune așa? Și cu ce,
Că bănuiesc că ați intrat cu niște speranțe și că încă sunteți acolo pentru că aveți aceste speranțe. Cum se vede de pe partea cealaltă? Pe partea cealaltă la baricade. În primul rând aș începe prin a spune că întrebarea era cum ne-am hotărât să intrăm în politică. Eu consider că am făcut politică dintotdeauna. Și atunci când eram în stradă, începând cu 2012, cu o parte din cei care sunt aici de față, și aceea este o formă de a face politică. Protestul este un act politic prin definiție. Și atunci când făceam advocacy din rândul societății civile pentru anumite legi, și aceea este o formă de a face politică, dar nu este politică instituționalizată. Trecerea pe care am făcut-o este dinspre politică non-instituționalizată către politică instituționalizată, deși nu sunt membru de partid. Dar consider că nu există guvernare, până și de guvernările tehnocratice sunt politice, nu există guvernare care să nu fie un act. Orice act de guvernare e prin definiție un act politic. Am făcut acest pas după mulți, mulți ani în care efectiv nu m-am văzut de cealaltă parte a baricadei. Am avut un blocaj psihologic și tot timpul am spus, nu, rolul meu este un gherila, eu mă văd aici. Până vine de-a lungul, bine, e și un efect de, am primit mai multe propuneri de-a lungul anilor și încep încet, încet să te obișnuiești cu ideea. Dar dincolo de asta, cred că un aspect foarte important e că după ani de zile de politică non-instituționalizată, ca să spun așa, de societate civilă, dacă vreți, ajungi să realizezi limitele. Și există un entuziasm care se temperează în timp, pentru că ieși în stradă, obții lucruri și am obținut lucruri ieșind în stradă. Să nu uităm că am blocat în 2012 acel proiect de lege monstruos care prevedea privatizarea sănătății și care ar fi fost un dezastru total pentru țara noastră dacă ar fi trecut. Am ieșit în 2013, am ieșit în 2015, dar ce au fost niște realizări importante. Dar în timp, realizezi limitele acestui tip de acțiune și înțelegi faptul că totuși, ca să treci ceva concret, o lege, un act normativ, că esența unei decizii în asta se concretizează până la urmă, actul normativ este cel care dă formă și substanță oricărei decizii și politici publice, e nevoie să fii de partea cealaltă a baricadei, pentru că acolo se iau. Noi încercăm să convingem, noi punem presiune, dar trebuie să fie cineva acolo. Și pur și simplu a venit acel moment în care am simțit că dacă mi se propune, e o chestie de datorie, dar și de oportunitate, că dacă poți să faci ceva și să apeși pe buton pe partea cealaltă a baricadei, e de datoria ta să o faci, să încerci, că poate nu reușești. Și dacă nu reușești, sigur, pleci pentru că nu stai acolo, pentru nu există mari beneficii, din punctul meu de vedere. Iar până acum, sunt de mai bine de 6 luni, cred că există lucruri care pot fi făcute și putem discuta despre asta. Cum se vede societatea civilă? Se vede diferit, bineînțeles, dar o să vă spun ceva. Atâta timp cât eram în societatea civilă, făceam tot felul de lucruri, studii și așa mai departe și nu realizam niciodată cât de importante sunt. Acum, fiind de partea cealaltă, pot să vă spun că, cel puțin pentru mine și colegii mei, sunt ceea ce fac organizațiile non-guvernamentale, în termen de expertiză, este un lucru foarte valoros. Și asta, în primul și în primul rând, pentru că știu că e un discurs, o narativă dominantă la noi, că statul este supradimensionat și așa mai departe și avem prea mulți bugetari. O fi pe undeva, nu spun că nu o fi niște departamente, niște direcții. Dar în foarte multe puncte vitale, în foarte multe direcții care sunt esențiale pentru politicile publice, statul este subdimensionat și nu există specialiști. Și acest rol este de foarte multe ori asumat de către societatea civilă. Eu când am nevoie de ceva, mă îndrept către ONG-uri. Vreau să mișc ceva și spun, vă rog frumos, veniți, dați-mi 2 pagini de propuneri. Și e un partener important, care încep să-mi dau seama că e chiar mai important decât atunci când stăteam pe partea cealaltă a baricadei. În ultimele, mă rog, 8-9 luni de când sunteți la guvern, s-a transmis ceva societatea civilă ce s-a aplicat deja într-o hotărâre de guvern sau într-un
exemplu, aș putea să vă dau mai multe exemple, dar nu o să fac raport de activitate aici ca să nu vă plictisesc. O să vă dau lucru la care țin eu cel mai mult, că e cel mai aproape de... Lucrasem la el și înainte de... Adică eram cumva implicată și înainte de a veni la guvern. Exista de, cred că de 3 ani, o campanie a societății civile, a organizațiilor non-guvernamentale și a sindicatelor pentru ratificarea unei hotărâri a Organizației Internaționale a Muncii privind prevenirea și combaterea hărțuirii în lumea muncii. Era o campanie coordonată de organizația ALEC, la care subscriseseră 10 de organizații non-guvernamentale și Cartel Alfa și Blocul Național Sindical. O știam, am făcut și eu evenimente când eram pe cealaltă parte a baricadei. Și am ajuns în iunie. În august am făcut o consultare cu organizațiile non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor femeilor. Le-am chemat la guvern și una dintre ideile care au fost puse pe masă, pe care o știam, dar sigur a fost întărită, a fost nevoia de a ratifica această convenție. Și în luna martie anul acesta s-a ratificat convenția. Sigur, munca nu s-a terminat, trebuie să armonizăm și legislația, pentru că e un prim pas, dar lucrăm și la asta. Dar iată că ceea ce 3 ani am strigat vrem, cu un pic de voință politică și, bineînțeles, deschidere din partea colegilor, pentru că proiectul de lege a fost inițiat, că așa trebuia să fie, nu putea să-l inițieze nimeni altcineva decât Ministerul Muncii, am reușit acest lucru. Aș putea să vă dau și alte exemple, dar, cum spuneam, nu v-aș plictisi cu tot felul de chestii. Dacă pot să fac o precizare, pozițiile despre care vorbim acum și pe care le-am avut sau le avem, ne dau instrumente diferite de acțiune. Una este să fii în guvern, chiar în aparatul prim-ministrului, să fii alături de un guvern care are puterea practic, da? Poate trece legi prin Parlament, și una este să fii un parlamentar, deja observăm această distinție, da? Și cu atât mai mult să fii parlamentar de opoziție. Cu toate acestea și eu am reușit să preiau niște idei și proiecte din societatea civilă și să le duc la un rezultat, să spunem. Pe unele poate chiar că n-am reușit să le fac eu, să le promovez eu în continuare ca senatoare, dar au fost preluate chiar de către guverne succesive. Mă gândesc aici la propunerea privind utilizarea brățărilor electronice pentru monitorizarea agresorilor în cazurile de violență domestică. Am vorbit despre asta, cineva a preluat până la urmă propunerea, a devenit lege, după ani de zile, desigur. O altă propunere pe care am reușit să o duc în Parlament și a stat acolo an bun, e cea privind incriminarea pornografiei non-consensuale, de exemplu. Sau revenge porn, așa se mai numește, așa e cunoscută. O idee venită tot din societatea civilă. Și cred că ceea ce ne distinge pe noi ca oameni veniți din societatea civilă în politică sau în aparatul administrativ este gestul de a lucra mai frecvent cu societatea civilă, cu organizațiile neguvernamentale, pe care poate alți politicieni, să spunem, alți parlamentari, alți membri ai guvernului nu îl au. Și e foarte important de menționat acest lucru. Într-adevăr, societatea civilă este o resursă. Foarte dificil reușește să influențeze decizii publice, acte normative diverse, că sunt HG-uri, că sunt legi și așa mai departe. Dar munca noastră e valoroasă pentru că arată cât de valoroasă e societatea civilă. Pentru că de acolo ne vin idei și ne putem fundamenta proiectele. E important pentru un politician, iarăși, să știe să se coordoneze cu societatea civilă, să nu aibă orgoliu să iasă cu un proiect pentru propriul câștig electoral, să știe când e momentul să facă un lucru sau altul. Dar pentru asta trebuie să realizezi că ești acolo pentru a face un bine și nu pentru capital electoral propriu. Dacă pot să mai adaug... Nici în guvern nu ne reușesc toate, adică n-aș vrea să creez impresia că se poate orice. Orice act este o chestiune de negociere și ai nevoie, cum spuneam, de susținere din partea celorlalți. Deci sunt lucruri la care încă lucrez și rezultatul este incert.
Dar, apropo de ce spuneai de importanța, cred că inclusiv presiunea, faptul, deci de partea cealaltă a baricadei, când simți o presiune socială, că este exprimată sub formă de evenimente, de petiții, realitate, contează. Adică ceea ce se aude, cei care au voce, contează mai mult decât cei care nu au voce. Și societatea civilă dă o voce unor probleme, iar acest lucru este important. Chiar dacă nu se apleacă mâine asupra problemei, e oricum conștientizarea e mai mult decât nimic. De acord, dar accesul la putere e și mai și. Aș vrea să spun și o două brave de lumea ce vă spuse de Victoria, apropo de discursul împotriva asistaților și a nevoii de restructurarea aparatului bugetar, pe care toate guvernele îl promovează. Vedeți, dumneavoastră, în toate instituțiile de stat, în majoritatea agențiilor și ministerilor, există grile de salarizare ale juriștilor, celor pe achiziții publice, inclusiv, nu știu, chiar și baza uneori este externalizată. Încât, de ce se fac aceste restructurări? Opinia? Părerea mea. Sunt foarte multe firme de partid, foști polițiști, trecuți în rezervă, seriști, jandarmi și așa mai departe, care pur și simplu căpușează instituțiile publice, oferind servicii publice de consultanță juridică, de, nu știu, pază, firme de pază și așa mai departe, profitând de această subdimensionare și subfinanțarea aparatului bugetar și astfel se căpușează instituțiile. Și totul venind pe această idee, domne, să face cât mai suplu aparatul, pentru că uitați, e plin de bugetar. Dar știți câte firme căpușează în momentul de față, agenții, nu știu, chiar și institute mici de cercetare, deci incredibil, chiar și acolo este un mic de, nu știu, ICCMR, de exemplu, dau un singur exemplu, în instituții de, nu știu, 30-40 de persoane. Adică, cădem într-o extremă înaltă, de fapt, vorbind tot timpul de această nevoie de a restructura aparatul bugetar. Și, de fapt, alimentăm firmele de partid, firmele de casă ale marilor partide. Da. Dar dacă aparatul bugetar este subdimensionat, atunci faptul că există firme Dar nu sunt luate de pe piață, sigur, dar nu sunt luate prin licitații, pe competență. Sunt pur și simplu clientelare, tribale. Exact, preferențele tribale. Da, aș vrea să revenim la cum vezi Mihai Burcea, ca istoric, dar și ca om care a fost sau este istoric al prezent. Al prezentului și implicat în Demos. Ideea asta a presiunii sociale, care probabil că era mai mare în anii 2010-2018. Da, și astăzi oamenii poate au obosit sau, în fine, Da, dar asta este o relativă bunăstare. Este totuși o creștere a nivelului de trai. Totuși, în 2010 au fost tăierile atât de drastice încât s-a simțit în întreaga societate. Dar asta a fost și propulsatul SRL-ul la Da. De asta și a ajuns USL-ul la putere cu un scor electoral foarte mare, pentru că se ajunsese la ideea că pune mai mulți și tot votează. Bun, dar eu cred că când te-ai angajat în mișcarea asta Demos, depășise stadiul miliția spirituală? Da, în 2018 am intrat în Demos, am părăsit conducerea miliției spirituale, ulterior am ieșit din Demos în 2010, pentru probleme care țin de organizare, eu acum cred că un partid politic trebuie 2020. Să... 2020, da. Un partid politic trebuie să se organizeze pe sistem clasic. Noi eram la Demos orizontaliști și adepții, într-un fel, unei utopii, că toate deciziile se pot lua prin consens. Numai m-am lămurit. Nu. Deci, varianta clasică, mandatez un om o conducere și da, centralismul democratic. Mandatez o conducere și acea conducere trebuie să ia deciziile pe care le crede ea de cuvință într-o perioadă, nu știu, un an, doi ani și dacă nu sunt bune, le schimb la un congres și așa mai departe. Dar orizontalismul ăsta este moartea deciziilor, moartea acționismului. De asta am presupus. Deci crezi că asta a fost problema principală? Nu, asta și pentru faptul că nu puteți să oferiți un orizont, adică un membru, dacă cineva vrea să devină militant, activist politic, și vede că nu are niciun orizont în față. De ce? Din ce cauză? Pentru că există acest monopol al marilor partide. De pildă, Claudiu, vorbeam mai devreme. Pentru a intra pe lista de semnături la europarlamentare, ai nevoie de 200.000 de semnături. Păi, așa, noi suntem lăsați să ne jucăm... Dar există un partid, nu îi spunem numele, care a apărut de nicăieri și a strâns aceste semnături. Da, dar cu nuanță. Aici vreau să... La USR vă referiți. Nu. Nu.
acum, o singură completare mai vreau să fac, că și noi ne se spunea foarte adesea, ne se spunea frecvent, dar USR-ul cum a putut? De ce USR-ul a putut să strângă semnături și de ce USR-ul s-a mobilizat mult mai bine decât voi pe partea stângă? Da, dar USR-ul a beneficiat și de niște donații la început de câteva zeci de mii de euro. N-a fost doar asta. Sunt oameni care chiar făcuseră structuri în teritoriu înainte de a începe. Adică eu știu oameni care începuseră prin țară, fără absolut niciun fel de resurs, așa, din propria convingere, să creeze mici grupuri care să-și dorească să facă politică. Așa. E și asta o modalitate de a te organiza ca partid, înainte de a te înregistra. Să te asiguri că ai deja o structură. Tu poți avea această structură, nu trebuie să-i spui partid. Dar grupurile pot exista înainte. Eu, mai degrabă, cu acești oameni m-am intersectat. La Constanța, de exemplu, erau oameni care erau nemulțumiți de ceea ce se întâmpla pe plan local. La Cluj, la fel. Și acolo a existat oricum un grup civic, sau mai multe, foarte puternice. Da. Dar ce vreau să spun acum este că odată cu schimbarea legilor în 2015, legilor electorale, care au venit cu multe lucruri bune, ne-am reîntors la un sistem pe liste pentru alegerile parlamentare, de exemplu. S-a introdus sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot, în secțiile de votare. S-a introdus și această cerință de 1% număr de semnături din totalul, din numărul celor cu drept de vot la alegerile respective. Din punctul meu de vedere, asta e o cerință exagerată. În niciun caz nu e în spiritul democrației și nu e în spiritul modificărilor care au fost făcute chiar în 2015. A fost o măsură pe care marile partide au adoptat-o împreună la acel moment în Comisia Electorală, dacă ne aducem aminte, și PSD și PNL au susținut măsura asta. UDMR. Și UDMR, da. Pentru a pune o piedică în calea micilor partide care urmau să se nască. Și piedica asta e în vigoare. Și e în vigoare încă. Deși am încercat, uite, iată ce am mai făcut. Am prezentat, cred că au fost primele mele proiecte de lege pe care am avut ca senator împreună cu alți colegi de la acea vreme din Senat, din USR, să propun eliminarea sau reducerea acestui număr exagerat, nedemocratic de semnături pentru a putea candida în alegeri. Și în alte țări se cer aceste liste de semnături, dar ele, numărul e simbolic. În Olanda sunt 1000 de semnături, mi se pare. Depinde. El, într-adevăr, poate fi un procent care să aibă legătură cu numărul de alegători. Dar în niciun caz 1% este enorm. Și oricum nu știm ce se întâmplă cu aceste semnături. Chiar sunt ele verificate undeva? Sunt pentru că sunt respinse. Unele sunt respinse, ok. Dacă nu scrie ambele nume, ambele prenume. A, în sensul ăsta, pe procedură, da. Acestea pot fi, nu știu, e un exces de zel, e dorința de a descalifica anumiți candidați și așa mai departe. După care mai vine un alt obstacol, presupunând că te-ai înscris, că ai ajuns în alegeri. Trebuie să treci de un anumit prag electoral, care iarăși este foarte mare la noi, de teama de a nu fragmenta următorul parlament. Dar, ok, ne e teamă de democrație atunci, pentru că această fragmentare înseamnă, de fapt, o multitudine de voci. După calculele pe care le-am făcut pe actualul sistem de vot parlamentar, cred că cu 5% prag electoral la parlamentare, cred că mai mult de 5 partide nu o să vedem în Parlamentul României. Da. Cam atâta, ăsta e maximul pe care putem produce ca democrație parlamentară. Lupta pentru microfon este totdeauna o luptă politică. Vlad Alexandru vrea să zică ceva, vreau să adaug dacă acum există o inițiativă de a coborâ aceste praguri imposibil de atins. Probabil mai sunt în Parlament. E cineva care face acceptat presiune pentru asta? Presiune, nu știu dacă. Am avut presiune socială. Și uitați, anul acesta nu se va mai întâmpla. Nu anul acesta, dar peste 4 ani avem aceste situație. Nu, dar în 4 ani. Din deci nu de vedere, nicio democrație ilieșienă era mult mai colaborativă și participativă. Adică, că rădeam 250 plus 1 erau adeziunea pentru a crea un partid politic.
Da, aș prelua ceva, o sugestie pe care a făcut-o și Claudiu și pe care a ridicat-o și Florina și la care s-a referit indirect și Alecu, dar mi se pare important în discuția asta. Haideți să analizăm un pic cât de democratică este oferta politică actuală, pentru că cuvântul democrație a apărut în discuția asta. Și negativ, pentru că Alecu întreabă, da, dar există un partid care vine din urmă și care și-a făcut platforma fără probleme, nu l-am numit. Nu e teamă de democrație, asta e discuția, de fapt. Adică, cum ar putea să ne fie teamă de principiul însuși al societății civile în care se e democrația? Și Claudia a vorbit și de eșecul dureros resimțit de acel partid Demos nou creat, în momentul în care a apărut aurul cu o rabe mare bruscă în 2020. Noi asistăm, de fapt, acum, și îmi spune un fenomen foarte grav, la un cartel politic între PSD și PNL, care obstaculează, de fapt, orice fel de mișcare democratică în România. Despre asta vorbim în momentul de față. Adică, liste comune, anunțate de Ciolacu astăzi, în perspectiva, în viitoarele alegeri, după europarlamentare, liste comune între PNL și PSD, hai să o spunem pe românește, e o mizerie, dar cred că în vocabularul științelor politice are o conceptualizare mai bună decât o formulez eu. Ce înseamnă, de fapt? Înseamnă o cartelizare a unor partide mari parlamentare care au o clientelă în teritoriu și care se bazează pe corupție la nivelul administrației locale și care își împart România, își împart stăpânirea României. Despre asta e vorba. Deci, noi vorbim despre stăpânirea. Deci, cum se își împart ei stăpânirea României? Noi asistăm în această sală, grupe de dialog social, sala grupului de dialog social, în exterior, la felul în care România este împărțită pe moșii. Și aici toate partidele sunt de vină. De asta sentimentul pe care l-am avut când am asistat din interior la transformarea USR-ului dintr-un partid ieșit de la firul ierbii, dintr-un partid clasic românesc, clasic românesc, a fost foarte puternic, foarte trist. Discursul meu a fost tot timpul, nu mai avem nevoie de un partid, avem destul. USR-ul este altceva. Și USR-ul s-a transformat încet, încet, într-un partid politic tribal. Chiar dacă joacă rolul opoziției, multă lume va vota USR-ul la următoarea alegeri, pentru că, da, dragă, e partidul care se opune blocului PSD-PNL, deci mergem să votăm. Ok, deci un vot contra, un vot, să zicem, de protest. Va fi un fenomen răspândit. Dar totuși e o piesă din jocul ăsta, e o piesă pe harta asta a acestui tribalism politic. Noi asistăm în momentul de față la o pierdere a democrației în România. Foarte grave. O pierdere care pe care o constatăm și care va avea o incidență pe zeci de ani. Pe zeci de ani. Eșecul unor partide mici în această perioadă în care vorbim acum, de a se constitui într-o convenție de centru, care se ivească, să se propună, să se autopropună în actualele alegeri din 2024, un eșec pe care l-am notat și știu despre ce vă vorbesc, și care vine din orgoliu unor partide componente, mă rog, care ar fi fost în discuție, de a continua să meargă singure, cu capul în perete, acolo se duc, în perete. De ce? Din motive pur egoiste de a fi numărul 1, numărul 2 sau numărul 3 pe o listă electorală care nu are nicio semnificație, pentru că se va duce în perete, este un eșec al mișcării democratice, unei posibile mișcări democratice în România.
Noi suntem reduși acum să asistăm la acest joc deja anunțat, în care asta e, pionii sunt acolo și nu se mai poate schimba practic nimic, două ori înainte de alegeri, și va trebui să ne facem un drum în această ofertă politică. Da, dar trebuie să ne pregătim pentru 2021. Claudiu Crăciun. Foarte scurt, dar aș vrea să revin și la întrebarea pe care i-a adresat-o lui Mihai Burcea, că e o întrebare care mă preocupă. De ce nu mai avem ieșit? M-a preocupat în mod deosebit chestiunea asta. De ce n-am mai avut mișcări de stradă așa ca în anii aceia, 2012-2015? Nu știu dacă este doar în nivelul de trai, pentru că protestele, dacă ne amintim, n-au fost din rațiuni economice. Sigur că frustrarea economică poate să răbufnească pe alte subiecte care nu au legătură directă cu chestiuni economice, dar chiar dacă nivelul de trai a crescut, să nu uităm că de 2-3 ani, de când a început războiul în Ucraina, ne confruntăm cu inflație galopantă, care abia acum încet a început să fie stopată, dar există în continuare o presiune inflaționistă. Nu știu dacă este singurul element. Cred că e un alt element și asta are legătură cu discuția despre partide. Cred că o parte din acea nemulțumire antisistem a căpătat și s-a coagulat, a luat forma unor partide politice. Și am avut o primă manifestare a acelei nemulțumiri din stradă, a fost o primă expresie, a fost USR-ul. Se poate trasa o legătură directă între mișcările, chiar dacă nu au fost aceiași oameni, aceleași figuri, dar la nivel de discurs, de problematică, de agendă, există o legătură, o continuitate între mișcările de stradă și USR și există AUR, să nu uităm. Nu sună foarte bine ceea ce spun, dar și AUR are niște rădăcini care se trag tot din stradă. Acțiunea 2012 a fost o mișcare civică. Și să nu uităm că Roșia Montană și nu numai, toate protestele au avut și acest filon naționalist, patriotar, cu care am defilat cu toții, cot la cot, era acolo, ne ajuta pentru că era mulțime, dar mi-amintesc și protestele de la Bungești, discursul naționalist cu grădina mare, Maicii Domnului și nu ne vindem țara străinilor, era acolo și el și-a găsit o expresie în AUR. Deci avem două partide politice care au înghițit și au dat o altă formă acelei furii care înainte ieșea în stradă atunci când avea o nemulțumire și nu se putea exprima alta. A mai rămas stânga, sigur, care încă își caută drumul, dar sunt perfect de acord că avem bariere, sunt niște bariere și sunt niște măsuri restrictive, dar totuși avem în ultimii câțiva ani, avem două partide politice care au reușit să treacă, să răzbească și au ajuns în Parlament. Nu doar că s-au constituit, ci au reușit să treacă de aceste bariere. Acum, sigur că e un soi de cine reușește și ajunge să fie la butoane și spune, păi dacă noi am putut și alții n-au decât să poată. Deci este un cerc vicios, pentru că atâta timp cât sunt în opoziție sau încearcă de partea cealaltă, își doresc o schimbare și mai puține bariere, în momentul în care ajung în Parlament, devin apărători ai status quo-ului pentru că îi avantajează. Înainte să ajung la ce face stânga noastră fragilă, cred că e important să vedem tabloul general. Și tabloul general nu este încurajator, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, în context european sau transatlantic, vedem o dreaptă naționalistă, conservatoare, reacționară, puteți să-i spuneți cum vreți, care este insurgentă, dacă ne uităm la personajul Trump, dacă ne uităm la toți oamenii din această familie de idei la nivel european, vedem același pattern, deci lucrurile s-au schimbat. Și acest lucru ne afectează și pe noi. Eu cred că aici trebuie să ne găsim drumul. Trebuie să ne găsim drumul nu neapărat doar la confluența presiunilor și oportunităților din interior, ci dintr-o perspectivă mai largă. Și, de fapt, despre ce vorbim acum? Vorbim despre
niște blocuri de putere, domnul Alexandru avea dreptate. Perfect. Vorbim aici de niște partide clientelare. Dacă numărăm primarii pe care îi are și PNL-ul și PSD-ul, însumați probabil sunt undeva la 90%, deci practic noi trăim într-o tirania primarilor, iar acest lucru ne spune ceva despre puterea politică și administrativă din România. Și mie mi-e teamă că aici suntem într-un moment în care puterea s-a osificat atât de mult încât este foarte greu să o mai disloci. Pentru că toate aceste sisteme care merg în aceeași logică, primari, contracte, salinii, fonduri europene, toate merg în aceeași logică a răsplătirii clientelelor de partid. Deci noi avem niște partide clientelare, PSD și PNL, într-o anumită măsură și UDMR, care setează regulile jocului. Iar acest tip de structură de putere este din ce în ce mai greu de dislocat. Ceea ce nu înseamnă că nu s-a întâmplat, dar mi-e teamă că ceea ce s-a întâmplat în cazul USR-ului, și aș explica puțin de ce USR-ul a avut succes, cred că este și un factor sociodemografic, generațional. Trebuie să ne uităm unde a avut succes USR-ul în zonele urbane puțin mai dezvoltate, deci ne spune o poveste despre cum s-a transformat societatea românească. AUR la fel ne spune o poveste despre societatea românească, pentru că AUR a reușit să mobilizeze o subcultură politică. Folosesc cuvântul subcultură nu în termen peorativ, doar spun că este o parte a culturii noastre politice. O cultură politică existentă în România, cea naționalist-conservatoare, te putem să ne întrebăm de ce mai avem o astfel de cultură politică la 15%, 20% după 30 de ani de tranziție. Dar există și acolo. Unde suntem acum, în opinia mea, și dacă avem vreo responsabilitate, vreo misiune și responsabilitate. Și eu cred că misiunea și responsabilitatea noastră este, 1, să ne luptăm cu modelul de tip cartel și de tip clientelar, pe care îl regăsim și la PSD, și la PNL, și la UDMR, dar începem să-l regăsim și la USR și partenerii acestuia, Forța Dreptei și PNP. În același timp, cred că trebuie să ducem o luptă nu numai la nivel de organizare politică, ci și la nivel de idei. Și aici, din păcate, spectrul politic românesc este foarte debalansat în favoarea dreptei. Toate tipurile de dreaptă. Dar mai ales, și aici trebuie să spun, este o dreaptă identitară conservatoară. Și din nefericire, partidele noastre, tocmai pentru că sunt clientelare, nu au anticorp democratici. Iar marele risc pentru noi este ca, la un moment dat, în interiorul PSD-ului și în interiorul PNL-ului, oamenii să vadă că AUR ia voturi și are succes, să se ducă acolo unde sunt voturile. Pentru că nu există această cultură democratică internalizată. Și atunci să ne trezim, de fapt, cu un bloc de putere care, de fapt, îl cuprinde și AUR, da? Și noi, societatea, să fim într-o postură reactivă, defensivă, permanentizată. O secundă să termin ideea și ce putem face noi? Dacă luptăm cu acest model de partid, și trebuie să o facem, 2, trebuie să luptăm pentru cultura democratică, și acum ca unde stânga puțin mă doare că spun asta, liberală, în sensul pluralist al cuvântului. Cum o putem face? Aici nu sunt eu în poziția să dau răspunsuri. O vom face noi demos încercând să intrăm în alegerile locale, că la europarlamentare nu putem să strângem semnăturile. Apropo, avem niște liste. O pot face cei din interiorul administrației publice. Noi, riscul nostru să fim marginali. Când ești în administrația publică, poate ești doar o rotiță într-un sistem. O poți face din rândul societății civile. Ideea să nu renunțăm. E foarte important. Și chiar dacă avem o lipsă de tempo, sau poate obosim, sau am trecut prin dezamăgiri, pentru că politica nu a fost cum ne-am bănuit noi, sau a fost mai grea, nu trebuie să renunțăm. Pentru că dacă acest sistem se osifică și mai mult, ne gândim la următoarea legislatură și la poate o posibilă nouă coaliție PSD-PNL, mi-e teamă că peste 4-5 ani va fi și mai greu decât este acum. Deci nu ne putem permite să renunțăm și fiecare în locurile noastre, în mediile noastre, cu instrumentele noastre, trebuie să luptăm. Da, dar și mai ales cu instrumentul unui partid politic de la care oamenii așteaptă să acceadă la putere într-un fel sau altul. Pentru că restul în stradă,
lucrurile sunt, mă rog, se pot face, nu mai există antrenul respectiv din anii 2010. Aș vrut să... Dar să vă urmăresc, când spui noi să ne luptăm, la cine te referi mai exact? La societatea civilă, la noi, generația noastră, la tineri, la... Mi se pare importantă nuanța asta. Noi, cei care nu suntem fasciști. Ok. Deci vorbim de ideologie. Da, și... Cei care înțeleg și apără democrația în toate formele ei. Da, cei care nu sunt fasciști, da? Noi avem fasciști în țară, există mulți în Europa, chiar dacă se numesc conservatori sau naționaliști sau far right, whatever, tot fasciști sunt. Cei care apără democrația și o prețuiesc, ca formă organizațională nu e o regulă. Poți să faci o treabă foarte bună dacă ai un podcast, dacă ești într-un partid mic sau mare. Vreau să spun că asta, de fapt, nu contează atât de mult. Contează? Da. Știu, contează. Da. Evident contează. Contează inclusiv, uite, în cazul unor oameni care erau în Parlament sau în Guvern și au pierdut puterea în sânul propriilor partide. Da. Deci, dar ce ne permite să fie în afara guvernului și a Parlamentului? Cum să fie? Dar trebuie să plecăm de la altceva, de la o diagnoză a situației și de la o asumare a lucrurilor în care crezi tu. Noi dacă nu facem o diagnoză bună și nu vedem cu ce ne confruntăm, atunci lumea ai pierdut oricare ar fi instrumentul. Eu pledez mai degrabă pentru o asumare valorică a acestei lupte. Care să ne dea un scop comun. Și nu poți să judec ce e mai bine de făcut dacă mergem cu societatea civilă sau protestăm sau facem petiții sau ne facem partide sau intrăm în partide mari. Nu poți să judec. Fiecare judecă pentru el și pentru situația în care se află. Cred că nu e loc în care nu trebuie să, sau pe care trebuie să le evităm, știind că suntem într-o situație atât de precară din punct de vedere democratic. Părina. Eu aș face o remarcă cu privire la cine sunt cei care nu mai ies în stradă. Cine sunt cei care par apatici și care se întreabă eu cu cine votez. Pentru că numărul celor care se întreabă eu cu cine votez, mie mi se pare că e destul de mare. Și e mare pentru că ei nu sunt neapărat de stânga, ci pentru că efectiv nu regăsesc anumite teme pe agenda partidelor și mă întorc din nou la tema drepturilor omului. Sunt persoane atașate de ideea egalității de gen, de acces la servicii sexuale și reproductive, atașate de ideea reprezentării corecte politice a femeilor. Da, vrem femei în Parlament. Vrem în continuare femei în Parlament, adică după atâtea runde de alegeri din 90 încoace. Eu cred că toți acești oameni rămân nereprezentați politic. Și nu cred că sunt persoane care își spun că sunt de stânga sau de dreapta. Această agenda a drepturilor omului oricum ar trebui să fie o chestiune transversală și care să se regăsească în toate partidele. Și abia apoi diferența să o facă soluțiile, măsurile de politică publică pe care le propun diferitele partide. Dar ceea ce vedem noi acum, din păcate, este un joc periculos pentru noi ca cetățeni. O întrecere între partidele non-aur de a urma o rețetă de succes, considerată de succes, în povestea aur. Vedem cum partidele parlamentare care, mă gândesc și la PSD și la PNL și la USR și alte partide, în special și UDMR, care sunt în Parlament, dar nu le ridică vocea pe anumite teme. Nu se aud. Pentru că își imaginează că făcând, sau măcar tăcând pe temele pe care aur se exprimă, își păstrează electoratul sau vor capitaliza electoral. Dar asta e foarte păgubos pentru noi toți.
Pentru că în cele din urmă există oameni care nu-și găsesc un reprezentant politic sau o voce politică și există oameni care o găsesc în rețeta originală aur. Cu alte cuvinte, pierdem toți. Și extrem de important să spunem lucrul acesta. Societatea civilă face cât poate, da? Până la urmă e rolul nostru, sigur, să vorbim despre aceste lucruri, dar este pare o luptă singuratică în acest moment, pentru că la nivel politic nu găsești interlocutor. Și aș mai adăuga două cuvinte. Eu cred că sunt foarte multe orgolii în joc, ceea ce spunea domnul Alexandrescu, nu se poate conveni pe o platformă comună. Liderii politici actuali din opoziție nu pot conveni pe o foaie de parcurs, pe o listă minimală. Mă gândesc, nu știu, în 1980, pe declarația de la Alba Iulia, au convenit maniul cu socialdemocrații. În declarație se regăsesc punctele, cele două puncte de vedere ale naționalilor și socialdemocraților. La 20-44 au convenit, s-au așezat la aceeași masă pentru a răsuna pe Antonescu, comuniștii, socialdemocrații, național-țărăniștii și național-liberali. Au stat, n-au avut nicio problemă. Ori în momentul de față, opoziția e tribalizată, nimeni nu vrea să stea de vorbă cu ăla pentru că nu știu ce și nu știu cum. Dacă s-ar așeza o masă și ar stabili o foaie de parcurs cu 10 puncte minimale, în care să se regăsească toate punctele de vedere, eu cred că atunci s-ar putea să ar fi o efervescență și s-ar putea crea și niște curente de opinie și niște lideri care să se opună actualului bloc, să zicem, pesimist. Nu știu, pentru că presiunea asta este foarte mare. Asta presupune că există în Parlament oameni din diverse partide care s-ar putea... Nu numai din Parlament. Sau, mă rog, care ar putea să influențeze concret viața politică din România. Dacă nu acum, în 4 ani. Deci tot niște partide parlamentare. Că pentru că cele două partide mari n-au problemă să se înțelege pe toate temele. Și nici extrema dreapta nu există blocul suveranist. Numai în partea asta democratică există o reticență pentru a crea un bloc democratic, să spunem. Da. Mi se pare important de ce a sugerat Florina, dar vreau să adaug niște elemente care mă preocupă foarte mult. Deficitul democratic e foarte important și reprezentare. Și trebuie încetat cu alternativa dreapta stânga, pentru că noi nu suntem acum. PSD-PNR nu are nicio legătură nici cu dreapta, nici cu stânga și nu asta e pivajul. Gândiți-vă încă o dată că veți avea în față o listă electorală pe care o veți avea, în care veți avea alături pe doamna Firea și pe domnul Mrareș Bogdan. Doamne, cum pot accepta ei să fie pe aceeași listă electorală? Adică, bun. Nu pot. Pot, fiindcă sunt. Asta e, de fapt, răspunsul. Pot fi găsit același lucru. Da, și asta mă duce mai departe. Și e foarte grav. Adică într-o societate matură, europeană, în care oamenii trebuie să distingă între partidele politice după valori și după politici publice și după ceea ce ghidează în viața lor politică. E foarte grav ca ăștia noi să fim aceeași listă. Asta arată un cancer al societății politice. Și aici vreau să aduc în discuție o temă foarte actuală. Faptul că cetățenii României nu își regăsesc problemele lor de zi cu zi în oferta politică, că sunt teme majore de interes care nu sunt în actualitatea politică, nu sunt. Și dau un exemplu. Problema muncii. Interesează pe toată lumea. Da? Faptul că te duci la o fabrică din Focșani și constați că acolo oamenii sunt plătiți cu salariul minim pe economie și sunt puși să facă 12 ore de muncă pe zi și că nu li se dă dreptul la părțile de odihnă și că dacă vin și sunt duși la spital cu probleme de urgență și primesc concediu medical și vin cu concediu medical la fabrică, li se aruncă foaia de concediu medical pe jos și e călcată în picioare și li se spune, dacă nu vii mâine la muncă, îți pierzi jobul că vine altcineva.
Și asta e o realitate care se întâmplă în România, în toate orașele țării, în toate firmele, multe firme, pe care Inspecția Teritorială a Muncii, care este un organism de stat, da, o cunoaște și pe care o ignoră suveran. Faptul că există o corupție generalizată în această Inspecție Teritorială a Muncii, că sunt inspectorii de muncă care se duc în aceste, dau teme de stânga, că vorbiți de stânga, da? Hai să vorbim de stânga. Și se duc în aceste fabrici și se întorc de acolo cu sacoșe și acei muncitori rămân în continuare exploatați în condițiile cele mai sălbatice și pe un salariu de mizerie cu care nu vor putea progresa nici ei, nici familia lor niciodată și care condamnă, situația care condamnă populația României în ansamblu la o stare de incultură, de subdezvoltare și de non-educație și care duce la abandon școlar și duce la sărăcie și duce la droguri și duce la proxenetism și duce la bolnăvire și duce la trafic de ființe umane. Despre asta e vorba. Cine discută despre lucrurile astea în oferta politică? Da? Stânga acoperă lucrurile astea? Da, stânga parlamentară acoperă lucrurile astea? Și atunci întrebarea este, sigur, sunt un cetățean al României care trăiesc în Focșani, sunt în această situație și mă duc la aia care se duc și fac TikTok-uri de 3 minute sub podurile de cale ferată sau sub podurile de șosele ale României unde se adună oamenii fără de post și așa mai departe, fac TikTok-uri de 3 minute și spun asta e mizeria. Aia n-a nicio soluție, că sunt niște bandiți. Dar prin asta atrag voturi. Și uite așa se duce toată populația României, încet încet se duce către populism, către niște forme politice fără fond, probabil subvenționate de mai departe de alte forțe străine sau nu, și partidele parlamentare pierd susținere. Și uite așa se ajunge la fascism, că ați vorbit de fascism. Da? E un fenomen pe care l-am cunoscut și la 30 de români. De ce? Din vina partidelor politice. Aici e, doamnelor și domnilor, rădăcina răului. În partidele politice, care din inconștiența lor electorală și din obsesia cum să fie ei pe niște listuțe, poziția a întâia, a doua și a treia, că despre asta e vorba. Mă pui păristă sau nu mă pui păristă? Păi ce poziție mi-a pus păristă? E singurul lucru care e interesat. Din cauza acestei catastrofe, vom asista la un derapaj al democrației și la o non-reprezentare a problemelor societății. Până la urmă nu mai interesează. Vorba ta, politici publice vreau să-i desem care dar hai să adresăm problemele societății. Da? Dacă pot să Da. Rog frumos, da. Și sigur, te rog să spun. Cu aceea aș vrea doar să mai rog pe Mihai Curcea să ne povestească sfârșitul miliției spirituale, pentru că asta e un alt elefant din cameră. Și anume banul și influența banului în cele trei puteri din statul român. Și cred că asta, sigur că putem zice că e o temă aparte, dar cred că e foarte legată de influența în politică. Da. Da, dacă pot să răspund domnului Alexandrescu, că mă simt obligată, pentru că se sesizez cu tot respectul în discursul dumneavoastră, un tip de acuză, nu e o chestie personală, e un tip de argument, mai bine zis, care este foarte răspândit în rândul dreptei și care, pe de-o parte, vine și ne spune voi stânga nu faceți și nu treceți, da? Dar pe de altă parte, de 30 de ani, face pledoaria statului minimal și a reducerii aparatului bugetar. Tot dumneavoastră ați spus foarte bine că atunci când vine vorba de muncă, de drepturile muncitorilor, o instituție, una dintre instituțiile cu rol central este Inspecția Muncii. Da? În momentul de față, orice politician vine, da? Că este vorba de partid parlamentar sau de partid neparlamentar, și ar îndrăzni să spună, haideți să creștem numărul de angajați în Inspecția Muncii sau în orice altă structură statală, este linșat. Pentru că există o hegemonie a dreptei și a discursului de dreapta care ne spune de 30 de ani că avem un stat exacerbat și un stat obez și un stat prea gras.
da? Este o situație care este nedreaptă pentru stânga. În România, dacă vii și spui ceva care ție ca om de stânga îți oferă un instrument de acțiune ca să fii consecvent tu cu ideile tale, ești acuzat de comunism și de tot felul de alte idei creță care n-au nicio legătură și care sunt doar niște chestii elementare de funcționare democratică a unui stat. Cu tot respectul, nu este nimic împotriva dumneavoastră, am o problemă cu discursul drepte, care pe de o parte face reproșuri stângii și pe de altă parte continuă să perpetueze acest discurs care pune stânga în imposibilitatea efectivă de a acționa și nici măcar la nivel de argument nu este foarte ușor, pentru că în România, repet, în primul moment în care vorbești, vii cu o idee care este un pic mai îndrăzneață și care în orice stat occidental este considerată o idee de bun simț, aproape centristă, vă dau un alt exemplu, taxare progresivă, da? Pentru că dacă vrem bani pentru aparat bugetar, trebuie să lucrăm la sistemul fiscal. Sar peste tine toți corifeii dreptei că ești comunist. Nu se poate așa. Trebuie, sigur că e nevoie de foarte... Eu cred foarte mult că politicienii trebuie să aibă curaj, să înfrunte. Dar de multe ori acest curaj se traduce prin pierdere de voturi în prima instanță și este foarte complicat. Aș vrea, știu că discuția pe această temă poate... Și o întrebare, da. PSD-ul e un partid de stânga? Bineînțeles, este un partid social-democrat. Da. Dar alte partide de stânga alte care nu sunt... De stânga? Care nu au propus mai de alte partide de stânga. N-ajunge să te mai... Aici aș vrea să intervin și să fac să vină completarea ce spune... dictatura în acest moment, în această mică cameră. Aș vrea să institui dictatura ca să nu facem o replică a CPUR-ului din anii 90. Iertați-mă că mă întrerup. Înainte de a deschide discuția cu sala, aș vrea să-l rog pe Mihai Burcea să ne povestească actul final al acestei organizații care a făcut atâtea în stradă, după aceea o parte dintre membrii au încercat să intre în politică și în ce fel această problemă a banului și a puterii banului distruge societatea civilă azi în condițiile în care ea nu mai are un aliat politic. Dar vreau să vă răspund, dacă îmi permiteți, foarte scurt. Este un partid oficial asumat prin statut social-democrat. Social-democrația este o idee de stânga. Dacă mă întrebați pe mine, nu este atât de stânga pe cât aș dori eu, ci pe cât sunt eu. Imediat. Acum... Pot să vin în completarea ce spunea? Nu, puterea este la microfon și vă rog să spuneți. Ce spune? Nu, telegrafic. În 2017, dacă mi-am aminte, noi am venit în întâmpinarea unor asociații din cartierul Floreasca, care erau vexate de un detin imobiliar care construia niște turnuri în cartierul Floreasca. Și le-a construit, bineînțeles, da. Și am atacat în instanță niște autorizații de mediu. Procesul s-a prelungit. Noi și Asociația Salvați Bucureștiul, actualului primar în Brușov Dan. Procesul a durat câțiva ani. La un moment dat a intervenit rechinul imobiliar în proces. Nu am avut absolut nicio treabă cred, cu statul român care a dat aceste autorizații. A intervenit acest mare dezvoltator imobiliar și, bineînțeles, cu o casă de avocatură foarte puternică, casa de avocatură Valeriu Stoican, pur și simplu ne-au desființat pentru că, evident, ne-au cerut niște despăgubiri foarte mari. Noi n-am fost în stare să le achităm, nici n-am vrut să facem, să ieșim public. N-am avut nici avocat, asta a fost marea noastră greșeală. Instanța pur și simplu a considerat, deși am pus și eu la câteva termene, am pus și bumbe n-am vrut absolut deloc să țină cont de justiție, de poziția în societatea justițiabilului. Respectiv faptul că noi eram o asociație într-un cartier, într-un sediu cu două camere, Oan are sediu într-o vilă în cartierul Primăverii și rulează sute și sute de milioane de euro. Și instanța a considerat că noi trebuie să achităm niște câteva zeci de mii de euro despăgubiri pentru că le-am stricat reputația și ne-am făcut imagine pe spinarea celor de la Oan. Și atunci ne-au desfințat, am zis și eu, cam așa arată justiția de clasă la un moment dat, în moment ce nu se ține absolut deloc cont de poziția în societatea justițiabilului.
le-au desfințat și pe 12 decembrie 2022 și evident au fost și alte cazuri. Noi suntem, nu știu, un caz mic, pentru că din ce am văzut la Nicușor, Daniel este atacat și se cer daune, așa, de ordinul zecilor de milioane, da, da, da. Tot pe aceeași chestie și sunt și alte, mai sunt și alte 10 asociații, la fel, care, pe care One, de la care One speră să obțină la fel niște sume astronomice de, de bani. Bun, și ce-i de făcut? Pentru că altfel ziceați că presiunea socială e foarte importantă și presiunea socială se soldează uneori, se poate solda cu desfințarea asociației respective și cu plata unor daune. Și... Da, am înțeles că, da. Acum nu mă pricep la tehnicalități juridice, dar am înțeles că se va modifica legislația, există și la, există discuții la guvern. Am înțeles că ONG-urile au fost chemate la, pentru discuții la... Au cerut să fie chemate și au fost chemate. E o directivă europeană care a fost adoptată privind aceste procese la strategic litigation against public. Și mi se pare și codul civil. Care va trebui transpusă în România și care presupune niște limitări, de pildă să nu poată, să nu poată cere... dincolo de un anume nivel de despăgubiri, să se garanteze costurile judiciare pentru asociații, pentru că de, în momentul de față, de pildă, voi dacă ați fi avut un avocat, judecătorii, în mod regulat, ajustează costurile de judecată, adică cât plătești tu avocatul, după mintea lor, fără niciun fel de calcul și întotdeauna ești în pagubă, adică chiar dacă câștigi procesul, nu poți să-ți recuperezi toate costurile. Voiam doar să mai spun că One Properties a făcut niște lucruri care indică foarte clar că era un proces slab, adică scopul era inhibarea inițiativei civice, respectiv ceea ce au primit ei ca despăgubire era semnificativ mai mic decât, decât instanța acordase magazinelor Auchan, care fuseseră și ele afectate, fiindcă urmau să aibă spațiu la parterul acestei blocuri. Ei bine, Auchan nu a urmărit în instanță recuperarea acestor prejudicii, în schimb, One Properties a cumpărat aceste creanțe de la Auchan pentru a-și mări volumul de despăgubiri, de prejudicii pe care urmau să le dobândească și pentru a putea dovedi că dizolvarea asociației este necesară pentru că nu au capacitate de plată. Mulțumesc, Iulia. Da, și asta face parte din lupta cu marele capital, să-i spunem. Pentru că există o luptă unor ONG-uri, pe tip Watchdog, cu acest mare capital care este reprezentat de acești mari dezvoltători imobiliari. Și este, în momentul de față, este o presiune pe societate, pe oamenii simpli, pe asociațiile de proprietari, pe ONG-uri, pentru că intimidarea este foarte mare. Cine se mai apucă să conteste, chiar dacă tine îți construiește în buza blocului tău, te gândești de trei ori până să dai în judecată statul pentru eliberarea autorizațiilor necesare. Pentru că te gândești, păi, dar casa, mi-a totul. Adică... Ocazie cu care vă invit, noi avem un atelier slab în timpul festivalului. Andreea Lăcătuș, directoarea festivalului, care și filmează, poate să vedea detalii când și cum. Când pleacă de la cameră. Florina Presadă, în ultimul cuvânt, și după aceea aș vrea să deschidem către sală, era o întrebare acolo și să mai stăm un sfert de oră, dacă vreți. Am fost și eu victima unui astfel de proces când eram membra USR. Procesul acesta s-a terminat anul trecut. A fost inițiat în 2019. Văd un proces intentat de Maria Cocoru, pentru că am ieșit împreună cu alți cetățeni să vorbim despre problema spațiilor verzi în București. Și asta a dus la un proces care, mă rog, a durat în civil tot pentru daune până anul trecut, deci vreo 4 ani de zile. Nu vreau să dau acum detalii, recunosc că mi-am spus că data viitoare când voi vorbi despre acest proces o să o fac cu un avocat lângă mine. Deci iată că ideea de a inhiba vocile critice pe anumite subiecte funcționează. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în cursul acestui proces a fost că mi-au fost analizate absolut toate postările pe subiectul spații verzi, toate luările de poziție și așa mai departe. Acum să mă întorc la discuția despre stânga-dreapta
și ce își reproșează una alteia, pentru că eu văd altceva. Eu cred că dacă, de exemplu, Guvernul României ar veni și ar spune că e nevoie să suplimentăm numărul de inspectori de muncă pentru a preveni abuzuri și ele ar fi arătate așa cum sunt, eu nu cred că lumea ar avea ceva împotrivă. La fel cum cred că ascensiunea unui partid ca AUR a fost posibilă pentru că guvernele succesive din pandemie până acum nu au fost în stare să răspundă unor frustrări născute din restricțiile generate de pandemia respectivă. Sunt oameni care și-au pierdut slujbele și care ulterior nu și-au mai găsit un loc de muncă. Oamenii aceștia sunt sunt în continuare inima lui. Mă rog, în sensul în care niciun tip de măsură socială nu pare să-i vizeze în acest moment. Și sigur că ei sunt un electorat pe care a capitalizat un tip de partid antisistem cum e AUR. De ce nu sunt bani pentru măsuri de protecție socială? Pentru că, uite, fac asta și asta și asta. Deci e vorba și de o ineficiență a guvernelor, indiferent de cine a fost în guvern, în a adresa niște frustrări și niște nemulțumiri absolut legitime prezente în societate. De comunicarea publică nu mai vorbesc, adică ceea ce s-a întâmplat în pandemie și chiar ulterior după, faptul că nimeni din aparatul guvernamental nu a fost în stare să explice niște măsuri simple, care erau necesare pentru a preveni răspândirea pandemiei, este un mare minus și cred că una dintre cauzele pentru care acest electorat pe care acum îl vedem ca fiind de extremă dreaptă și-a găsit o voce în partea cealaltă, în cadrul acestui partid. Dar dacă ne întoarcem la întrebarea eu cu cine votez, până la urmă da, putem să analizăm oferta electorală, să vedem dacă ne regăsim în ceea ce avem pe buletinul de vot. Pentru că, așa cum discutam, e din ce în ce mai greu. E greu pentru un partid nou să facă pasul în alegeri, da? Să strângă numărul de semnături necesare. Și pentru candidații independenți este greu. Și vorbeam și despre societatea civilă care rămâne singură să vorbească pe anumite subiecte, pe anumite teme. Inclusiv abuzuri de genul muncitoarelor din fabricile de textile. Dar noi toți suntem societate civilă, nu trebuie să fim singuri. Până acum am reușit totuși destul de multe, dacă ne uităm în urmă. Ne uităm la ce se întâmpla acum 10 ani. Sigur, poate că nu mai ieșim în stradă, poate că nu mai avem energia pentru asta. Dar avem organizații neguvernamentale, avem platforme pe care le putem folosi pentru a vorbi despre ceea ce contează pentru noi. Și lucrurile astea cu siguranță nu vor trece neobservate. Nu cred că alegerile de anul ăsta trebuie privite ca o fatalitate, ci trebuie să ne pregătim pentru ceea ce urmează după. Noi ca cetățeni. Mulțumesc. Așa, e o mână ridicată de mult acolo și după aceea la noastră. Putem să limbăm un microfon. Că vorbește cea. Da, mulțumesc. Eu am, în mare parte, doar două idei destul de simple și prima e legată de discuția asta pe bani publici. Stânga, dreapta, acest clivaj care mie mi se pare oarecum irelevant și mie mi se pare aberant să spunem că nu sunt bani la stat, în ideea în care există doar la nivel central, deci la nivel de guvern, 401 companii, nu companii, organizații, instituții, direcții, majoritatea fiind, conducerea lor fiind răspătită cu salarii de mii și mii de euro, companii care, multe dintre ele, ori nu funcționează cum trebuie, ori sunt inutile și din nou sunt supraplătite. Adică avem organizații precum Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, unde conducerea acestei organizații are 16 salarii pe an, fiecare salariu pe lună de 10.000 de euro. Avem Ancom, unde, iarăși, niște oameni care, după cum s-a văzut și la intervievări în... O să vă rog să ne concentrăm pe problema ofertei electorale, da, a partidelor politice și a relației cu societatea civilă. Pe asta voiam să închei și așa. Banii sunt, doar că sunt distribuiți către un alt tip de clientele de partid, că tot s-a vorbit despre chestia asta. Clientela care este angajată la stat pentru că trebuie răsplătită, că domnule a ajutat în campanie. Și asta e realitatea pe partea asta.
Iar după, cum se răsfrânge chestia asta și în ideea de ofertă politică, pentru că da, avem PSD-ul care în teorie ar trebui să fie undeva pe stânga, dar în realitate nu se simte nimeni, niciun votant de stânga nu se simte identificat cu Partidul Social-Democrat. Dar în realitate nu există o ofertă de pe partea stângii. Eu ca tânăr, ca om în societatea civilă, și asta este și experiența colegilor mei de la facultate, noi nu vedem un partid care să oferteze în zona asta. Și... poate prea așa. Da. Cam asta e realitatea pentru noi, pentru că nu există o vizibilitate pe față de cetățeni. Aveți dreptate. În 2020 ne-au șters pagina de Facebook. Aveam 25.000 de like-uri acolo stâns organic. Facebook-ul nici până în ziua de astăzi nu a spus de ce ne-au șters pagina. Asta apropo de vizibilitate. Aveți dreptate. Cred că una dintre soluții este următoarea. Toți, nu știu care, ce înseamnă toți până la urmă, toți cei care simt că vor să ajute democrația trebuie să facă trei lucruri. Să intre în afară de a supraviețui în capitalism. Ceea ce e foarte greu uneori. Să intre într-un ONG, într-un sindicat, eventual, sau într-o asociație profesională și într-un partid. Intrați în partid. Mici, medii, mari, e în regulă. Dar intrați în partide. Doi, candidați. Candidați. Nu există un cetățean adevărat care să nu facă măcar asta odată. Și trebuie să dezvrăjim puțin partea cu politica, că nu e nici West Wing, nu e niciun pact faustic, că ne pierdem sufletul, că am intrat într-un partid și am intrat pe o listă. Nu trebuie să facem toți asta. Că până la urmă unii mai obosesc, alții fac altceva. Deci avem nevoie de asumare. Și, într-adevăr, aveți dreptate, noi am eșuat până acum să venim cu alternativă, nu numai la PSD, că nu e vorba despre asta. Nu avem, rolul nostru este să oferim o alternativă și celor care sunt de dreapta și vor, până la urmă, să-și clarifice o parte din idei și valori. Aș fi vrut să fie altfel, aș fi vrut să fim mai mulți, nu să fim 200, ci să fim 2000 sau 20.000, doar că, și aici îți vine viața peste tine, din păcate, societatea de astăzi, și nu doar în România, face voluntariatul politic sau activarea cetățenii în felul acesta partizan un lux. Un lux pentru cei care au resurse economice care le permite, care le permit să mai facă și altceva. Și cu asta ne luptăm. Pentru că avem joburi, familii, responsabilități. Pe lângă asta, mai trebuie să fim și cetățeni activi, să mai și creăm organizații politice care oricum ne au timp și pentru care am avea de nevoie de resurse. Deci nu suntem într-un loc bun și aș vrea să simțiți și dumneavoastră, sau cei care ne privesc sau ne ascultă, că e și responsabilitatea dumneavoastră să intrați într-un partid și să-l ajutați să existe. Pentru că dacă toți gândim că trebuie să facă altcineva lucrul ăsta, tragem linie și suntem toți cetățeni atomizați, fără niciun impact social. Da. Bună! Da, scuze, am dat cuvântul aici. Sunt șocat. De fiecare luare de cuvânt, cred că am un sfert de oră pentru fiecare. Vreau să fiu scurt. Ce om unic are comunicare care vă lipsește tuturor? Dragilor, nu puteți... Nu vă trimit la arborele ginecologic, vă trimit la INS, vă trimit la Eurostat să aflați că mai mult de unul din patru cetățeni din București nu are acces la www. Eurostatul spune că România e 26% digitală în urma Bulgariei și Ungariei. Și atunci, în primul rând, noastră, ultima precizare a fost, mergeți în ONG, mergeți în partid și dar de ce? Eu am ales să fiu arbitru. Sunt în Duminica Orbului, Lado Pro-Democrația și jumătate din perioadă, președinte sau locțiitor de secție de votare și am cunoscut membrii și membrane de partid extra. Și vreau să revin la comunicare. Domnul istoric, am văzut în ultimile luni lansări de carte Istoria Comunismului. N-ați auzit de Citește și de mai departe? Că făcea propagandă și popularizare? Da. Dumneavoastră, cum faceți asta? Plec de la acest eveniment, domnule organizator, așa. Co, așa, cu reclamă să vin să vă văd filmele, dar nu primesc un triptic, nu primesc o fițuică A4 sau A5,
în care să plec cu evenimentul ăsta și mâine de la cafea să vă reclam. A vorbit X, Y, Z, a spus asta, așa, asta, așa, asta, așa, asta și să vă fac reclamă gratis, dragul meu. Și că, știu că zice să fiu scurt și pentru că este și domnișoara aici, vreau să vă dau răspuns la întrebare, cu cine votez? Am văzut pe panoul candidaților în alegerile din 20 o figură blondă, drăgălașă, simpatică, așa, și zic, bă, ce caută naiva asta aici? Nu. Ce caută naiva asta aici? Știe ea ce e aia politică? Și atunci am dedicat o poezie pe 11, 20, 20. Faptul că e drăguță și blondă o descalifică din stat? Nu, avea așa o naivitate și zic, bă, nu știu ce caut. Și atunci i-am dedicat o poezie. Puterea, puterea. Nu. Puterei și puterele. Ce făcură țării mele de nația ambelele, iar voi doar pui de lele. Bugetari și sugetare. Urlă lucru în cărare, nu găsește de mâncare, că pădure nu mai are. Nu e niciun misoginist. Și e insultător și nu puteam. Pentru că femeile în politică pot să facă mai multe chestii decât doar să sugă, da? Deci nu. Am înțeles, n-am nu știu dacă mai pot să mai intervin după așa o discuție și chiar să pun la punct misoginismul și da, chiar cred că nu era cazul să ajungem aici. E destul de greu pe final, aveam câteva întrebări care veniseră pe parcursul discuției. Apropo de stânga, mă întrebam care stânga și apropo de cât de stânga, la stânga este Partidul Social Democrat. Eu mă gândesc la componența acestui partid. Cât la sută din oamenii care sunt în Partidul Social Democrat chiar sunt oameni care trăiesc din salarii, din salariu minim, ca să putem să ne punem problema ce măsură sunt preocupați de problemele muncii, că am zis că ne putem raporta la problemele care, într-adevăr, sunt foarte grave pe piața muncii din România. Și răspunsul e că eu, cel puțin din figurile cele mai vizibile, văd oameni care au făcut business, care fac business, care susțin business-uri, adică nu avem un partid cu adevărat al oamenilor muncii, ca să spunem așa, care să aibă și putere. Și apropo de partea de organizare și de demos, îmi pare rău, Mihai Burcea, dar eu nu cred că demos a avut o prea multă orizontalitate și de asta a fost motivul pentru care nu am mers mai departe. Eu cred că politica nu e doar să ne dorim să facem ceva, e și o chestie de resurse. Și la stânga avem o problemă cu resurse. Nu avem acces la resurse și, în consecință, nu avem nici așa o bună capacitate de organizare politică. Și de asta nici oamenii muncii nu se organizează pe atât de bine pe cât ar trebui să se organizeze. Și să mai punctez și ideea de sindicate la România. Uitați-vă cât de demonizate sunt sindicatele, că democrație presupune numai organizare politică, poate să presupune și organizare sindicală. Și aici avem o problemă, că sunt mai multe straturi, mai multe niveluri până la care se poate face organizarea. Și mai vreau să mai spun o idee legată de oferta politică actuală, avem partide cu viziuni liberale, ca să zic așa, și care susțin anumite chestiuni progresiste privind accesul la avort, drepturile LGBT, chiar și chestiuni privind schimbările climatice. Și eu am văzut câte parte, este chiar Partidul Reper, care, din păcate, știu că nu are șanse, dar pentru că eu sunt și nu m-am prezentat, am o ceva experiență cu partea de activist pentru drepturile femeilor, am găsit un partener de dialog în actuala legislatură în câțiva parlamentari de la RP, care au preluat și au făcut inițiative legislative care nu au trecut pe subiectele astea. Din păcate, ei nu pot fi, din punctul meu de vedere, plasați la stânga, chiar dacă sunt progresiști pe temele astea. Pentru că lipsește chestiunea de clasă, lipsește chestiunea economică, preocuparea pentru oamenii de care muncesc pe salarii minime. Eu n-am văzut din partea lor o minimă preocupare în direcția asta, din păcate. Adică mi-e foarte greu să votez cu ei. Dar vreau să spun apropo de oferta politică. Există și pe acolo câteva opțiuni politice pentru cei care poate sunt interesați de chestiunile astea. Și cu asta am încheiat, vă mulțumesc. Mulțumim. Da, scuze.
foarte, foarte scurt. Vreau două precizări, pentru că eu am fost în politică, nu mai sunt și exclus de să mă mai întorc vreodată. Vreau doar să vă spun că se pot, pot exista rezultate și pe, din, nu știu, nu i-aș spune chiar inițiativă civică sau și pe persoană fizică, pur și simplu, pe 544 pe 2001, nu știu dacă știți, de la 1 ianuarie, de la 1 decembrie anul trecut, am reușit, a fost din decembrie 2020 am luptat, cred că o dată la 3 luni de zile Ministrul Sănătății a auzit de mine, în sfârșit ne putem vaccina, am reușit să demonstrez statului român că discrimina de gen pentru că ofera vaccinarea gratuită doar pentru fetele până 16 ani, de HPV, scuze, vaccinarea împotriva virusului HPV, nu știu dacă știți, România este pe primul loc, din păcate, la decese de cancer de col uterin. HPV-ul nu dă doar cancer de col uterin, din păcate și bărbații pot dezvolta diverse forme de cancer și băieții și bărbații sunt principalii transmițători și purtători de virus HPV. Ei bine, am reușit. În primul fază, extinderea vârstei de vaccinare de la 16 la 18 ani doar pentru fete și fete. Ulterior, de anul trecut, de la 1 decembrie, este gratuit pentru fete și băieți și un lucru pe care eu una nu l-am cerut, adică eu am cerut vaccinarea gratuită pentru femei până la 25 de ani. Am justificat de ce, pentru că a fost curentul antivaccinist la acel moment și fetele nu aveau bani, te costă 2000 de lei ca să-ți faci vaccinul, eu m-am vaccinat fără niciun fel de efecte secundare, ai nevoie de 3 doze, ei bine, avem până la 45 de ani, femeile, 50% compensare. Deci se poate apolitic, complet, mulțumesc frumos, a existat susținere în guvern, iată că și un guvern format din niște partide care sunt sau nu sunt de stânga, reușesc totuși să facă ceva. Un lucru negativ care s-a întâmplat de la 1 ianuarie, concediul medical ne-a pus impoziție 10%. Și acum există un proiect de lege în Parlament prin care vor să reducă acest impozit, să-l elimine doar pentru două categorii de bolnavi. Bolnavii paliativi, cei de cancer și femeile care nasc, ceea ce este absurd. Și ultimul punct pe care îl închid, nu știu cât știți, sănătatea reproductivă. În România, de 6 ani de zile, este blocat programul național pe sănătate reproductivă. Ce înseamnă acest lucru? Și toată lumea ar trebui să ne gândim la acest lucru. Înseamnă că femeile nu au dreptul la anticoncepționale. Nu mai există cabinete de planning familial. Nu mai, sănătatea reproductivă nu există. Da? Avem, suntem numărul 1 în Europa la mame minore cu o sarcină adusă la final, 2 nașteri, 3 nașteri. S-a transformat, violul nu mai există în codul penal, există act sexual cu minore. Avem primari realeși, deși au fost condamnați definitiv pentru act sexual cu minore de 10-12 ani. Mi-aș dori ca aceste subiecte să existe. Apolitic, societate civilă, politic. Mulțumesc frumos! Care numele dumneavoastră? Mihaela Ivan. Mulțumim frumos. Sigur că putem continua la nesfârșit, adică motivele noastre de indignare, de mulțumire sunt inepuizabile totdeauna. Dar cred că rămânem totuși cu niște concluzii, că la o ședință politică de partid. Eu am reținut așa câteva lucruri asupra cărora ne putem înțelege. Că ar trebui coborâte aceste bariere, nu? Praguri electorale, că e important să fie să ne scrie într-un partid, fie într-un sindicat, fie într-un ONG, fie să facem fie, fie să fim pur și simplu niște cetățeni interesați. Conștienți. Conștienți, da. Nu, da, într-un partid, eu subliniez ce a spus, sau în fine, pentru că vorbim aici de alegeri și desigur, sindicatele și ONG-urile și au rolul lor și am început prin a spune că se face politică și în afara politicii de partid. Însă vorbim de partide și de vot. Dacă nu ne convine oferta care o avem pe masă, ne facem noi propria ofertă. Ne chinuim, am fost și eu prin demos, unii se chinuie de 10 ani aproape. Atât. Nu, nu, da. Vreau doar să subliniez că nu sunt doar, Florina, pentru că vorbim de alegeri. Da. Alexandru, să cer numele indignanților, pentru că o să fie. Să le cer numele. Cel care îmi va cuvânt. Da. Eu nu pot să spun invitațiilor sau celor prezenți și prezente la dezbatere să nu facă politică. Eu cred în continuare în implicarea politică și cred că e necesară. Însă
În momentul în care observ această dezangajare față de tot ce se prezintă ca fiind politic, pare că e momentul să facem un pas în spate, să ne ducem către civic, acolo unde ne simțim noi mai confortabili. Și cred că un cuvânt cheie pe care aș vrea să-l reținem cu toții pentru perioada următoare, dacă chiar vrem să ne luptăm cu acest extremism de dreapta care crește peste tot în Europa, este solidaritatea. Este esențial să vrem și să știm să ne solidarizăm cu cei care sunt victimele unui discurs instigator la ură. Și vor fi diverse categorii sociale, diverse categorii de oameni. Lucrul ăsta ne va învrăjbi, vor găsi motive să ne întoarcă unii împotriva altora și este esențial ca în perioada următoare, că suntem în politică, că suntem în societate civilă, să rămânem solidari, să știm să fim solidari. Și vă doresc tuturor să avem cu cine vota și în 2028, și în 2032, și când o mai fi. Să fiți sănătoși și mulțumesc foarte mult!